Salutare, dragi prieteni, deci după montarea pârghiilor. După montarea pârghiilor se va face în felul următor. Discul de presiune, deci discul de ambreiaj, se va pune pe placa de presiune cu această parte care este mai mare către motor. Deci către motor se va pune, da? Deci așa, cu partea cea mică către interior. După aceea, se va veni cu placa intermediară de presiune, care placa intermediară de presiune cum vine? Vine pusă așa, exact cu ca cele trei bolțuri, cum vine, ca cele trei bolțuri să pice, deci așa, bolțurile. Ia uitați, bolțurile de la placa intermediară de presiune să pice pe prelungirea de la pârghii, da? Asta este discul de la motor. Ne uităm să pice toate, pică toate, da? Adică vine una între alta. La asta, așa. După aceea, după această operațiune, se degresează, eu vă arăt acum, dar eu după aia îl demontez și îl degresez. Deci placa asta se cunoaște care urme pe ea cum vine. Deci asta vine așa. Asta vine așa pusă, da? Asta vine așa. Deci cu această formă de farfurie în jos, da? Poate puneți noi și nu mai știți cum să le puneți. Așa? Iar după aceea vine asta. Da? Dar eu o să le... După aceea vine asta și asta vine așa. Vine așa. Și după aceea vine ultimul disc pus pe asta și pe volant. Eu urmează să le degresez și după aceea le voi pune... Și o să vă arăt și cum să reglez. Dar deocamdată voi pune stop aici ca să pot să mi le degresez, să mi le fac cum trebuie și voi reveni cu alt filmuleț. Așa că eu vă salut și până data viitoare, numai bine!